Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Emisiunea noastră de astăzi cuprinde momente și evenimente din viața culturală și spirituală a românilor de pe aceste meleaguri. Vă dorim în continuare vizionare plăcută! În emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, vă prezentăm un reportaj despre serata omagială Ioan Flora, ținută pe data de 20 decembrie la Satul Nou, localitatea de baștină a regretatului poet. Filiala din Satul Nou a Comunității Românilor din Serbia a organizat pe data de 20 decembrie o serată memorială în cinstea celui care a fost Ioan Flora, poet român cu renume mondial, născut în acest sat. Serata literară, moderată de Simeon Lăzăreanu, a adunat un număr mare de localnici, oaspeți și prieteni ai răposatului poet. Ioan Flora este unul dintre, să nu zic cel mai renumit poet contemporan, dar unul dintre cei mai renumiți poeți contemporani români, care a contribuit enorm de mult și literatura de astăzi nici nu se poate închipui fără Ioan Flora. Și avem mândria și bucuria ca să fie consătianul nostru. De ce data de 20 ianuarie? 20 ianuarie s-a ales, fiindcă la 20 ianuarie Ioan Flora s-a născut la Satul Nou. Și avem în plan ca în fiecare an, data de 20 ianuarie, să fie marcată ziua de naștere lui Ioan Flora la Satul Nou. S-a mai menționat și la această șezătoare literară, am fi foarte bucuroși dacă și Căminul Cultural din Satul Nou ar purta numele acestui mare om de cultură care s-a născut la Satul Nou. Nu știu, deci a fost, după impresiile pot să vă spun despre această serată, extraordinară. Deci, mulțumesc pe această cale domnului Sima Lăzăreanu, într-adevăr, deci a moderat o serată literară emoționantă. Ioan Flora era un poet de remarcă, unul dintre cei mai importanți poeți ai literaturii române de astăzi. Este deținătorul multor premii și tradus în multe limbi. Născut la Satul Nou la 20 decembrie 1950, absolvent al Facultății de Litere a Universității din București, a fost profesor la Liceul de Economie din Alibunar, redactorul ziarului Libertatea și al revistei Lumina, membru și secretar al Uniunii Scriitorilor din România și al Asociației Scriitorilor din Serbia. În anul 1993 se stabilește cu familia la București, unde și moare la 3 februarie 2005. Cu ce poate contribui la păstrarea și bunul mers al comunității și al localității din care provine. El numai prin cuvânt poate să păstreze și să stabilească în memoria colectivă spațiul în care s-a format, deci în care s-a născut, a crescut și s-a format. Și credem că Ioan Flora, asemenea altor mari creatori, să plecăm numai din spațiul nostru, Vasco Popa, care a imortalizat și a pus pe hârtie și a stabilit în memoria colectivă spațiul dintre dunele de Glății, Vârșeț și Satul Nou, de spațiul de codru al Banatului, a făcut un lucru foarte mare. Ioan Flora stabilește și fixează și scoate particularitățile unui spațiu apropiat de spațiul lui Vasco Popa, e spațiul acesta al pustei, al Satul Noului și al împrejurimilor. Noi știm că în literatură foarte mulți scriitori, poeți, au imortalizat spațiile din care au venit. Marquez are Macondo, unde și-a stabilit și a dus faima localității în care s-a născut, a crescut și s-a format. Faulkner, la fel, a creat un spațiu imaginar, bineînțeles, cu toate elementele din zona în care s-a născut. Fiind tineri la școală, vă amintiți cu toți ați citit la Nedeleni, unde se stabilește, la fel, un spațiu foarte bine precis. Același lucru l-a făcut și Ioan Flora în
poeziile sale. După ce Simeon Lăzăreanu a evocat amintiri despre personalitatea lui Ioan Flora, citind mai multe poezii alese din opera lui și, deopotrivă, stârnind emoții profunde în rândurile publicului spectator, care a umplut sala Casei de Cultură până la refuz, președintele filialei CRS din Satul Nou, Stevan Mihailov, a făcut referiri la semnificația poetului pentru satul de origine. Ion Cismaș, președintele CRS, și domnul Ion Gabriel Andrei, atașat cultural al Ambasadei României la Belgrad, au evocat amintiri despre momentele petrecute împreună cu poetul. Auzisem despre el, însă l-am cunoscut la o serată literară. Interesant. Deci l-am ascultat citind poezia și pe urmă m-am apropiat de el și am discutat. În acel moment am rămas apropiați, nu pot să spun prieten. Prieten a venit mult mai târziu, undeva la Novi Sad, când Ioan s-a transferat de la Panciu la Novi Sad. Și atunci am avut multe discuții interminabile despre destinul nostru. De fiecare dată, după ce a plecat la București, m-a sunat la telefon. Când a venit în această parte a raiului pe care el a simțit-o și trăit-o profund, locul natal unde s-a născut, ne-am întâlnit la Vârșeți în discuții interminabile. Mi-amintesc, cred că era și dumneavoastră împreună, la o întâlnire la una scriitorilor la Timișoara, mergând spre Teremia Mare, pe Lighetoarea, cânta Mirabela Dauer și după ce am intrat, deci a făcut o pauză și a zis, dorește să-l salute pe marele prieten Ioan Flora. Și el, prin gestul lui, s-a sculat, deci a salutat mâna și ne-a consacrat câteva melodii, Mirabela Dauer, iar Ionic era după primul bypass sau... Prima operație și a zis în stilul lui poetic și plin de umor că o văd că îl va ajuta să schimbe impresiile despre lume. Deci a fost un suflet nobil. A ținut mult la localitatea sa natală, deci dacă sunt din acei care mereu spun ce a făcut Ioan pentru Satul Nou, a ținut mult la originea sa, a ținut mult la satul său, a ținut mult la minoritatea noastră națională română, a venit cu multe idei de a reface bibliotecile în satele noastre, prin Institutul Cultural Român, cu ajutorul unui scriitorilor din România și așa mai departe. Mi-a ținut Ionică și multe lecții ce trebuie să facem, pentru că l-a durut profunda durere și plângere a destinului nostru minoritar. Deci a ținut la noi, să știți, mai mult ca mulți care au făcut sau n-au făcut nimic. Ionică a făcut mult pentru noi, ca români, a făcut mult pentru satul său natal, prin însuși faptul că Ioan Flora este un mare poet român. Și nu numai român, ci și universal. Am luat contact prima oară cu opera lui Ioan Flora, în 1999. Eram bursier la Novi Sad și în micuța colonie românească de acolo se vorbea despre discursul asupra struțocămirii. M-a incitat. Mi-am dat seama că struțocămirea poate se referă și la condiția minorității naționale române din Serbia. Cu toate aspirațiile ei, frământările ei, visurile ei, și cu mai bine, și cu mai puțin bine, dar cu speranță. Erau perioade dificile, eram în 99, știm cu toții ce era aici în 99. Și Struțocămila provoca anumite ridicări din sprâncene. Dovada faptului că Struțocămila era un act de curaj. S-au schimbat vremurile,
a venit democrația, au mai trecut câțiva anișori și l-am cunoscut pe Ioan Flora la București. Înainte să vin eu aici la post, la ambasada României din Belgrad. O manifestare literară comună, română-sârbă. Pe vremea aceea mă ocupam și cu traducerile din limba sârbă în limba română. Și l-am cunoscut pe, trebuie să spun, domnul Flora. Nu doar Ioan Flora. Era îngândurat. Era preocupat. Era altfel decât noi toți, pentru că îl frământau niște lucruri pe care poate noi nu le înțelegeam. Pentru că el era totuși deasupra noastră, deasupra noastră tuturor. Avea acea viziune pe care puțin pot să o aibă. Și în același timp avea atât de multă modestie în el. De parcă nici n-ar fi fost poate unul dintre cei mai mari oameni de cultură români și oameni de cultură români de aici, din Banat. Dincolo de Struțocămil, dincolo de Medea și de mașinile de război, lucrări excepționale. Eu, ca istoric, ca profesie de bază, am găsit puterea să le apreciez, să le înțeleg, deși nu sunt ușor. Însă, mai presus de orice, era un om. Un om cu majuscule. Faptul că a ajuns sus prin meritele lui, prin zbuciumul lui, prin sclipirea lui de geniu, nu l-a făcut să se rupă de cei din mijlocul cărora s-a ridicat și al căror ideal și al căror nume și al căror aspirații și al căror fel de a fi l-a dus până la București și l-a dus în toată lumea. Pentru că a rămas întotdeauna un boboc. Dar a știut să se încadreze și în valorile și în specificul de a fi al tuturor românilor. Dar vă spun nu. Așa om și atâta modestie, rar să mai vezi acum. Victor Mihailov, unul dintre consătenii apropiați ai poetului, a vorbit cu cuvinte alese despre personalitatea lui Ioan Flora, iar Remus Berlovan din Alibunar a citit poezii din opera Regretatului poet. Mă amintesc de Ionică, care mi-a dedicat cartea asta, Fișe poetice, în 1981, sunt ani de atunci, unde zice lui Victor, inima bărului său Ionică, 8 decembrie 1981, două zile după Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae Bergeanu, străbunicul nostru, și-a meu, și-a lui Ionică, și-a lui alții, cu baba mândra lui, ne adunau în tot anul de Sfântul Nicolae la praznic la ei. Eram o droaie de copii, aveau numai două camere. Și Nicolae era ștala și ne mai aveam rădeam astea în amintire primii punct de zăpadă. Ionică avea atunci 3-4 anișori. Era mai vârstă. Ionică îl țin minte și în anii studenției, când prima dată apare baschetul în sat, unde în echipa de baschet participa cu mine împreună aparații Sarru, la Cupa Libertății și în alte localități. Mi-amintesc de Ionică în 1982, după ce am dat o piesă reușită de Familia Întoriată, cu regretatul Vasile Beca, însuplețiți mâine zi, după spectacul că au trăit. Deci, întotdeauna a fost cu noi. Ionică, am dat o piesă acum 5 ani, fiindcă colaborăm cu teatrul din Lugoj, unde domnul Bridar, când ne-a prezentat de unde suntem, celor de la București au spus, aceștia sunt în satul nou, de unde este poetul Ioan Flora. Atâta și nu mai mult, nici mai puțin. Și mă amintesc la Libertatea, după ce a murit Ionică, de vorbele lui Ionel Popovici, care a zis, Ionică este monumentat
la cimitirul Belu, în apropiere de Mihai Eminescu. Mult mai mult pentru satul nou, nu știu ce se fi făcut, dar Ionică tot a rămas în sat și Ionică tot a simțit, iată, pe lângă că a vizitat și Parisul, și Londra, și Italia, Verona, și Pechin, și să nu mai spune... Și Vietnamul, și Suedia. Așa, și Suedia, și tot ce, pe lângă că e cunoscut și în Argentina, și câte limbi traduși, și așa mai departe, nu s-a despărțit de această localitate, spunem, cântecul de vară, descărcăm saci de porumb, o după amiază întreag, dar e plăcere. Pământ negru intre sub tunghi, căldură, vomit, dar e mai mult decât o plăcere. Argilă, prund, moloz, s-a stupă fântâna din colți. E mai mult decât dacă ai îngropa omul de viur. Porumb, vară violente, spune trenul de patru, gustul de sudoare în gură, nu-i te poți sustrage, descărcăm porumbul, 73 de saci. Când am fost elev la școala elementară din Alibunar, el fiind profesor la liceul din Alibunar, a fost prieten foarte bun cu tatăl meu. Întâmplarea a făcut ca să ne întâlnim în 1993-94, departe de Serbia, departe de România, să ne întâlnim în Suedia. Ca urmare la viața petrecută în Suedia, domnul Ioan Flora a scris poezia Iercurele suedez. Publicat în anul 96, dar trebuie să spun că evenimentele care le amintește aici s-au întâmplat cu adevărat în timpul acela în Suedia. Dacă îmi permiteți, o să citesc doar un fragment din această poezie. Iepure hăituit călare pe jumătate de iepure șchiopt, drept pretext al unor firale desfășurări epice, mass media și primatul textului inițial. Un tribunal suedez respinge apelul unui cuplu suedez care dorea să dea fiului lor un nume de 43 de litere, considerat de toată lumea fără niciun sens, dar adorat de părinții în cauză, informează agenția Reuters. Deși îi zic albin, ciudații părinți au ținut morțiș ca în acte numele acestuia să fie BRFXXKXXMNPKKKLLMMNPRSVKLMNKKSSOLBB111116. Ei au afirmat că acest nume, pregnant și expresiv, trebuie gândit în spirit patafizic. Trecător pe alocuri, variabil, izolat. După ploaie se produce ploaie și ceață. Și una mai, așa, e vorba de Maria din Mol. Ce bine să te lăfi dimineața printre nori de perne, să solbi cafeaua la pat, să simți cum te arde, cum te pătrunde și îți place, să faci elogiul libertății din poziție orizontală. Ești fată de comitet, machează-te, mânjește-te cu pudră, mai dă-ți și o palmă peste ochi. Fă-ți datoria, numai roa contează, diviziunea celulei în două și încă în două. Tu vii din mol, te adulmecă taurul, pepenele tău se crapă la masa domnească. Poeții Pavel Găteianțu și Valentin Mic, pe lângă evocarea unor amintiri legate de Ioan Flora, au citit și din creația lor proprie. De asemenea, a fost citită și o poezie dedicată poetului, semnată de Veronica Lăzăreanu. Ce-a mai făcut Ionică la masă rotundă în 1990, când nu a fost înființată Comunitatea Românilor din Iugoslavia, el a fost primul care a amintit pe românii din sudul Dunării. După aceea am auzit oficial că a fost chemat să dea un explicat și întrebări și l-am întrebat, zice că a fost de acord. Dar oricum, el a fost prezent și când a fost vorba de viața minoritară a noastră. Balada. Dragă ți-au înmugurit sânii
și a început nou secol turbat de sânge, iată cărțile mele sau poemele mele neterminate să te apere de grindină în această vară. Dragă, ți-au înmugurit sânii, cine va mângâia în afară de vânturile ce vin, când se vor transforma în cai sedate în pârgă, bărbații stau ca și cai cu limbele scoase, gata să-mi slingă buzele și toate cele, în pofida răfuielor paturilor militare, dragă, cine să-ți șlefuiască singurătatea? S-au înverzit sânii, e primăvară și berbecul nebun din mine, flămând ca de obicei de-a ta frumusețe, îți paște iarba deasă pe alocurea, să nu te doară tristețea copilăriei pierdute, ce se așterne pe chipul tău ca un nor pe cerul albastru. Dragă, ți-au înmugurit sânii și eu poate o să mor până când ei se vor face coapte caise. Împrumută zâmbetul pomilor din grădină să înflorească măcar ca o floare de cireș. Și an de an să înfloresc și eu cât mai aproape de tine. S-a întâmplat într-o iarnă cumplită, poate că era în jurul Crăciunului, să vină la satul nou și să mă roage să-i aduc mașina de scris. Și în plus a zis că îmi va ține și niște cursuri de poezie. Dar era frig, era iarnă, era ger, gazul era cam scump și a propus să desfacem o sticlă de băutură. Și am și băut-o. Ce s-a întâmplat mai departe, o să vă citesc în poezia pe care i-am dedicat-o. Poem siberian scris după ce băusem un litru de Smirnov. Băusem un litru de Smirnov și iată că apăruse în fața noastră însuși Gorbaciov. Ne privea de la înălțime și dedesubt cu ochii unui deținător al premiului Nobel. Ne salutase cu zdravstvui și coborâse căciula de pe capul cheu în semn de prietenie și respect față de autorul acestui poem siberian. E iarnă cumplită la noi, gazul e cam scump și ne descurcăm cum știm, tovarășe Gorbaciova. A urmat partea mai lejeră a seratei, unde cei prezenți și mai ales colegii de clasă și prietenii poetului au evocat amintiri despre momentele petrecute alături de cel care a fost Ioan Flora. Cinste bobocilor pentru această serată dedicată omului care a celebrat numele satului său natal pe meridianele lumii. Fără doar și poate că una dintre cele mai importante legi pentru minoritățile naționale este legea privind Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale, legea adoptată în ultima zi a lunii august. Respectând prescripțiile legale, Ministrul pentru Drepturile Omului și Minoritarilor, domnul Svetozar Ciplici, începând cu 9 noiembrie anul 2009, a adresat apelul privind formarea listelor electorale speciale ale minorităților naționale. Deci, conform acestei legi, minoritățile naționale au dreptul să-și aleagă consiliile lor naționale, consilii care o să-i reprezinte în domeniul informativ, în domeniul uzului oficial al limbii, culturii și învățământului, cele mai importante domenii ce țin de cultura, de autonomia culturală, precum este prevăzut și în Constituția Serbiei. Alegerile se pot desfășura în două feluri. Deci, în primul rând, se vorbește despre alegerile nemijlocite, respectiv alegerile directe sau alegerile, cum au fost și în trecut, alegerile prin electori. Legea acordă o atenție mai mare, în primul rând, alegerilor directe. Pentru a, ca o minoritate națională, să-și aleagă în mod direct Consiliul Național, este necesar ca pe lista electorală specială a minorității naționale respective să fie înscriși 50% plus 1 din numărul minorității naționale respective, conform ultimului recensământ, micșorată cu 20%, 20% care se consideră minoritari. Deci, în această ordine de idei, pentru minoritatea națională română care trăiește în Serbia și care la recensământul din 2002
a avut 34.576 de apartenenți, deci români, pentru a avea alegeri directe, deci este nevoie ca pe listă electorală specială să fie înscriși 13.831 de apartenenți ai minorității noastre române naționale. În această ordine de idei, deci respect încă o dată, Ministerul și-a respectat toate obligațiile pe care le-a avut, deci ministrul a adresat apel, au fost formate chiar și Comisia Electorală Centrală și din 9 noiembrie 2009 a început termenul de 4 luni de zile pentru formarea listelor electorale speciale ale minorităților naționale. Bineînțeles că și minoritatea națională română a început să își formeze lista electorală specială. Vreau să subliniez faptul că în această ordine de idei am stat de vorbă cu marea majoritate a președinților comunelor în care trăiesc românii, cu președinții sfaturilor comunităților locale, am stat de vorbă cu secretarii comunităților locale și cu mai multe organizații non-guvernamentale românești, pe simplu motiv ca să încercăm să depunem eforturi și, bineînțeles, să reușim să formăm lista electorală specială a minorității naționale române. Emisiunea noastră se apropie de final. Vă dorim toate bune până la o nouă întâlnire săptămâna viitoare.